Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Proiect România. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. România este țară invitată de onoare la Festivalul Olimpului 2016. Despre acest subiect, dar și alte subiecte interesante legate de legăturile culturale între România și Grecia, discutăm astăzi alături de invitatul meu, domnul Martin Ladislau Salamon, consul general la Consulatul României de la Salonic. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Din Carpați în Olimp este egida acestei ediții a festivalului la care, iată, România este invitat de onoare. Știu că doar din 2010 se practică această politică de a avea țări invitate de onoare, iar noi ne-am câștigat în acest an această titulatură. Da, în primul rând trebuie știut că Festivalul Olimpului este unul din cele mai prestigioase festivaluri din Grecia, în mod cert, poate chiar și din toată Europa de Sud-Est. Locația, tradiția, istoria îi conferă o aură deosebită acestui festival și nu doar atât. Festivalul este organizat de 45 de ani în aceeași locație, în aceleași locații, ca să fiu mai exact. Locația principală este Teatrul Antic din Dion, Dion fiind un loc legendar din epoca vechei Elade. Teatrul Antic din Dion primea spectacole de teatru încă de pe vremea lui Alexandru cel Mare. Se desfășurau spectacole de teatru acolo. Alte locații importante sunt stațiunile de la Marea Egee, arhicunoscute, atât de îndrăgite de români, și diverse sate de munte din poalele Olimpului, sub privirile zeilor care se bucură și ei de cultura pe care o prezentăm noi acolo. Deci, spuneam că festivalul este un eveniment major în viața culturală a Greciei, iar această tradiție de 45 de ani se îmbină cu tradiția de 15-16 ani de când există și o țară invitată de onoare. Din câte știu, au fost țări și din Europa și de pe alte continente. A fost Germania, a fost Elveția, a fost Rusia, anul acesta România, Maroc, au fost multe țări înaintea noastră și este o onoare deosebită și o bucurie pentru mine că România este țară invitată de onoare exact în această perioadă când îmi îndeplinesc acest efemer mandat de consul general în zona de nord a Greciei, în Salonic. Olimpul fiind în această zonă, în circumscripția consulară a misiunii noastre diplomatice, unde îmi desfășor activitatea din 2012 încoace și împreună cu ambasada, împreună cu Institutul Cultural Român, care a sprijinit prezența românească la aceste evenimente, am reușit, cred eu, să arătăm un program, să întocmim și să desfășurăm un program cum n-a mai fost în Grecia, de prezență culturală românească. Le spunem celor care două luni de zile. Le spunem celor care ne urmăresc acum și faptul că, practic, aceasta este o emisiune de debut, pentru că vor fi și colegii ai noștri prezenți chiar în locul de desfășurare al acestor evenimente și vom reveni cu reportaje de acolo, cu interviuri, cu imagini care arată această desfășurare. Sunt peste 50 de evenimente cuprinse în întreg festival. Peste 10 sunt dedicate exclusiv acestor relații culturale și vreau să vă rog să ne vorbiți puțin despre ele. Da, în primul rând vreau să mulțumesc TVR Cluj pentru interesul pe care îl arată față de prezența românească de la festival și faptul că va fi prezentă o echipă de reportaj acolo. Cred că este un prilej pentru telespectatorii TVR Cluj să afle mai multe despre locurile unde probabil au fost de multe ori. Probabil că ca și turiști, au trecut pe acolo. Dar
nu au privit cu ochii pe care, cu care îi privești în momentul în care participi ca țară la viața acelei comunități. Ori noi, ca diplomați, încercăm, trebuie să încercăm să facem PR-ul țării noastre și trebuie să încercăm să, să fim prezenți, să intrăm în viața Greciei, să ne facem simțită prezența, să nu fim doar și noi acolo izolați timp de 4 ani, 5 ani, după care plecăm fără să lăsăm o urmă. Eu asta am simțit acum cu Festivalul Olimp, că în sfârșit pot să fiu liniștit că prezența mea a lăsat o urmă. Prezența noastră a lăsat o urmă acolo. Urma. Programul Festivalului Olimp, evenimentele românești, au inclus deja, fiind aproape de final, un număr de peste 10 evenimente, spectacole, concerte, spectacole de teatru, film românesc, cinematografia românească atât de recunoscută și de apreciată peste hotare, conferințe pe teme de arheologie, dans popular, dans tradițional, la care veți putea să și filmați, fiind spectacolul de închidere a Festivalului Olimp. Ca să concretizez puțin, am avut expoziții de pictură românească la Centrul de Mozaicuri din Dion. Am avut o expoziție colectivă a peste 25 de pictori români și două expoziții individuale ale pictoriței Elena Murariu și a artistului Gabriel Grama, ultimul membru al diasporei românești din Grecia. Am avut un concert de gală de muzică românească la deschiderea festivalului pe 2 iulie, deci înțelegeți, din 2 iulie până astăzi când vorbim. Aproape, adică zilnic sunt evenimente și aproape de două ori pe săptămână sau săptămânal au fost în medie câte unul pe săptămână evenimente românești. Am avut corul Preludiu al Tinerimii Române, acompaniat de orchestra politonică din Caterini, așa era intenția, însă zeii Olimpului au decis ca corul să cânte a capela, în sensul că în seara deschiderii, evenimentului de deschidere, a început o ploaie care a determinat mutarea din amfiteatrul teatrului antic despre care vă vorbeam în Centrul de Mozaicuri, un spațiu mai mic unde nu se putea cânta cu orchestră. Așa că au cântat a capela și a fost un spectacol, ți se ridica părul pe spate. Am fost cu adevărat mândri de România în seara aceea. Am avut un cenaclul literar dedicat scritorilor greci din România. Un aspect poate mai puțin cunoscut pentru publicul larg din România, câți scriitori greci au origini în România sau au tradus din română sau au avut o legătură sau alta cu cultura română. Un cenaclu literal cu o participare largă din partea publicului grec din regiunea Pieria. Pieria fiind județul unde este Muntele Olimp, geografic situat. Am avut teatru românesc, două spectacole. Am avut piesa de teatru Cântăreața Cheală a lui Eugen Ionescu, interpretat de actorii unui teatru grec, un teatru din Salonic, teatrul Den, care înseamnă nu în limba greacă, teatrul nu din Salonic,
o trupă de teatru alternativ, fără sediu, care preferă piesele românești. I-am adus la festival, au reprezentat România, niște actori greci și au fost excepționali. Am avut un spectacol de teatru al teatrului profesionist al diasporei din Atena. Singurul teatru profesionist în limba română, cu actori români, din toată diaspora. Mulți nu știu că există acest teatru, coordonat de doamna Monica Săvulescu-Vuduri, un scriitor și sociolog care trăiește în Atena, de origine română. Dânsa a regizat spectacolul pe care l-am prezentat la Festivalul Olimp. Ca să nu greșesc titlul spectacolului, Frumoasa călătorie a urșilor panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt. Asta e titlul piesei lui Matei Vișniec. Am avut trei sau patru filme. Patru filme, A fost sau n-a fost, în regia lui Corneliu Porumboiu, Autoportretul unei fete cu minți, regia lui Ana Lungu, am avut Restul e tăcere, de Nae Caranfil, și Marfa și banii, de Cristi Puiu, și Concertul, de Radu Mihăileanu, deci cinci în total. Am avut conferința de arheologie de care vă spuneam adineauri, cu participarea conferențiarului, profesorului universitar Dimitris Padermalis și al conferențiarului universitar dr. Emilian Alexandrescu, arheolog, întemeitorul Institutului Român de Arheologie din Atena. Așadar, puțin mai devreme despre o legătură puternică a românilor cu Grecia și e cât se poate de clar, e confirmată prin acțiunile turistice care se desfășoară acolo, prin acțiuni de muncă, prin relații care țin de burse universitare, academice și așa mai departe. Vreau să vă întreb cum este privit un român în Grecia, cum sunt priviți în general românii în Grecia? Românii în Grecia sunt foarte bine integrați. Este o țară unde românii nu au dificultăți de adaptare, nici măcar cum au, să spunem, în Italia, în Spania, care sunt totuși țări latine, latinofone, poate și din cauza religiei ortodoxe. În Italia, Spania, sigur, avem țări latinofone, dar majoritar catolice. Este poate un motiv, este apropierea geografică, sunt legăturile istorice, sunt apropierile culturale, gastronomice, de toate felurile. Mâncarea în Grecia e în mare parte bucătăria pe care o cunoaștem și noi, sigur, cu accente mediteraneene. E stilul de comportament, stilul de viață, de zi cu zi, care, sigur, noi avem un cuvânt, cuvântul balcanic în România, poate are o conotație ușor negativă. Dar în Grecia, când spui țară balcanică, spune grecul despre România, o spune cu prietenia unui bun vecin. Sigur, buna vecinătate poate fi și un rezultat al faptului că nu avem graniță comună. Însă, ca să o luăm un pic mai în glumă, dar este un fapt că grecii ne privesc ca pe un frate mai mare demografic, cea mai mare țară din Balcani, din Europa de Sud-Est, un frate mai mic în altă privință al
tinereții democrației românești și a proceselor sociale și economice și politice care se desfășoară la noi și pe care ei le privesc cu un anumit sentiment de déjà vu. Nu? Ei au trecut prin o dictatură militară, au trecut prin situații în care suntem noi, discrepanța dintre oraș și sat, intrarea într-o comunitate economică și politică, cum e Uniunea Europeană, experiența intrării, experiența fondurilor europene la început absorbite în proporție de 5-10% ca să ajungă azi să le absorbă în proporție de 100%, experiența problemelor de adaptare la un sistem în care marele capital dictează. Sigur, avem un handicap față de ei. Avem, ne lipsește experiența micului întreprinzător. Comunismul care la noi a dăinuit peste 4 decenii, la ei sigur nu a existat în forma aceasta. De aceea ei nici nu se feresc de comunism așa cum ne ferim noi. Există partid comunist în Parlament, demonstrații organizate de simpatizanți cu Secera și Ciocanul pe steag și nimeni nu e șocat de această imagine așa cum suntem noi când vedem. Ei au un avantaj al experienței micului întreprinzător al afacerii de familie care a prosperat decenii întregi. 4 decenii au avut probabil 3-4 decenii de prosperitate în acest tip de economie, care sigur acum este în criză, însă cu apariția multinaționalelor, cu apariția acestor fenomene globale cărora nici Grecia și nimeni nu le poate rezista și poate că nici nu trebuie să le reziste, însă modelul acesta de viață grecesc cu taverna familiei, cu bărbați care joacă table în stradă, cu femei care stau în fața porții și stau de vorbă și la țară, dar și la oraș, relaxarea aceasta mediteraneană în care nu ai grija zilei de mâine, a începe să dispară. Exact această idee de cumva protecție, dacă vezi, de a apăra o entitate de legătură, de relație, este ceea ce a fost scos în evidență și transpare cumva și în gestionarea crizei refugiaților, pentru că s-a și spus, s-a vorbit foarte mult despre locuitorii din insula Lesbos, cei care în momentul de față sunt și propuși pentru premiul Nobel, datorită faptului că au fost primii și poate cei mai buni gestionari ai crizei refugiaților. Acum. Da. Ca să completez ideea, noi n-am avut experiența asta intermediară de după război până la ce este acum și am sărit direct la o fază în care poate suntem chiar mai în față într-o anumită privință decât Grecia. Dar ei rezistă și faptul că pot rezista se datorează acestor acumulări din trecut. Trecând la întrebarea noastră, da, locuitorii Greciei și a zonelor afectate de rutele migratorii a fost preponderent pozitivă față de refugiații care au trecut pe acolo.
cu foarte mici excepții, locuitorii s-au arătat solidari, s-au arătat prietenoși, le-au dus saltele, le-au dus corturi, le-au dus mâncare și nu i-au privit ca pe o hoardă de invadatori, așa cum... Înțelegând în același timp că își distrug turismul, afacerile din acea zonă. Da, grecul nu este crud. Grecul iubește animalele. Noi vedem la noi acasă, poate lipsește această empatie din vari motive. Poate suntem prea aproape de momentele acelea din comunism, în care conta mai puțin umanismul. Grecii sunt umaniști. Umani și umaniști. Nu vreau să generalizez, sigur, sunt excepții. Dar faptul că în fața fiecarei case există, aproape fiecare case, există un bol unde pune apă pentru animalele străzii, unde scoate alimente care nu-i mai trebuie și pe care noi poate le aruncăm și care ar putea să fie de folos altcuiva, înțelegem. E o acțiune complet altruistă, complet de solidaritate față de alții. De solidaritate și comunitate. Noțiunea de comunitate îi face pe greci ceea ce sunt. Iar comunitatea are și alte datorii. Individul poate să spună că pe mine mă deranjează refugiații ăștia care îmi distrug recolta sau se așează pe câmpurile mele de pășuni unde mă împiedică să desfășor eu activitățile agricole pe care le fac, dar comunitatea stigmatizează individul care gândește individualist. Aici avem mult de învățat. Ce înseamnă comunitatea? Înseamnă interese comune, dar înseamnă și o raportare comună, un fel de dictatură a majorității într-un mic grup. Da? Dacă cei mai mulți în acel grup au o anumită opinie, cel care se disociază va fi stigmatizat, exclus din grup. Aici avem mult de lucru. Exact în acest context al comunității, aș vrea să vă rog să ne vorbiți puțin și despre situația comunităților de români din Grecia. Mă refer și la comunitățile mai mici, de vlahi, de aromâni, de megleno-români. S-a vorbit la un moment dat în media, inclusiv despre o potențială criză identitară. E cazul? Se confirmă? Cum se văd lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere? Trebuie să facem o distincție foarte clară între românii din Grecia, care sunt imigranți de mai demult sau mai de recent, și de comunitățile aromâne, de vlahi, care sunt comunități autohtone, băștinașe. Ei nu au avut legătură cu România, nu e același lucru. Românii, cetățenii români cu reședință în Grecia, de asemenea pot fi categorisiți în mai multe grupuri. Cei veniți înainte de 89, două grupuri mari, înainte și după 89. O diasporă politică și una economică de după 89. Printre cei veniți înainte de 89, sigur, iarăși sunt mai multe categorii, sunt și chiar și refugiații politici care au plecat în timpul, au venit în România și în țările comuniste în timpul războiului civil din Grecia, la sfârșitul anilor 40, în 48, sunt
grecii din România care au plecat așa cum au plecat, evreii au plecat, germanii în țara lor mamă, ca să îi zicem așa, un grup important, înainte și după 89, sigur. Avem și niște cifre, avem, știm despre cam ce număr vorbim? Și ca să închei, sunt și persoane care au ajuns individual în Grecia prin căsătorii cu studenți greci care și-au făcut studiile în România și s-au întors cu soți în cazuri mai rare. Și după 89, când, sigur, deja vorbim de o diasporă economică care s-a accelerat emigrația în anii 2000. Și după aderarea României la Uniunea Europeană. În momentul acesta, o cifră aproximativă ar fi de 40.000 de cetățeni români înregistrați oficial în Grecia, poate 35. Numărul scade. În primul rând, diaspora de după 89, din anii 2000, care s-au dus din motive economice, sigur, după anii crizei, din 2010 încoace, să zicem, au început să plece din Grecia. Astăzi vorbim de acei români care nu au prins rădăcini, care nu au rădăcini, legături de familie cu Grecia, nu sunt căsătoriți cu greci sau să fi plecat de atât de mult timp încât copiilor să nu mai poată să se întoarcă în România. Vorbim de cei care au plecat înainte de criza economică și după s-au și întors în România sau mai degrabă au plecat spre alte țări mai nordice. Acești 40.000, 35.000 de români care sunt rezidenți acolo, cum sunt reprezentați în zona administrativă, în zona politică? Au asociații ale românilor. În Atena sunt 5 sau 6 asociații. Sigur, în zona politică mai puțin. Nu putem vorbi de o activitate politică. Vorbim de ONG-uri, vorbim de asociații civile care se manifestă în domeniul cultural, în cercul, în zona comunității, adică organizează cursuri de limba română pentru copii de vârstă școlară din comunitate, în zile de weekend, sâmbătă, duminică. Avem și la Salonic o asociație de acest fel. Organizează evenimente ale comunității unde se întâlnesc românii și schimbă opinii, vorbesc românește. Mai ales pentru copii este foarte important să aibă prilej de a se întâlni cu copiii ca ei, români sau pe jumătate români, și să se joace împreună, să vorbească românește, să învețe să scrie și să citească, să învețe istoria României, inclusiv această parte de tradiții, României, de meșteșuguri, de expoziții care sunt cuprinse și în cadrul festivalului, sigur, cred că da, vine exact sigur pe această că da, linie. Avem nevoie de aceste asociații și noi, ca misiuni diplomatice, sunt lucruri pe care noi nu le putem face așa cum le face comunitatea și, sigur, și noi organizăm evenimente și noi sprijinim cu tot ce putem comunitatea, dar o autoorganizare, o dezvoltare comunitară care vine de la firul ierbii nu poate fi înlocuită niciodată cu o inițiativă venită de la un ambasador, de la un consul general, de la o misiune diplomatică de sus. Și aici iarăși poate par moralizator dacă spun că românul așteaptă totul de sus, de la cineva care, de la stăpânire, de la
Conducători. Conducători. Da. Avem complexul ăsta al tătucului. Și de multe ori simt nevoia de a nu știu cum să mă exprim. Nu văd destulă inițiativă. Organizare de jos. Nu văd destul spirit comunitar, așa cum am spus că grecii îl au și la nivelul ăsta de diaspora. Diaspora greacă, peste tot unde este, se organizează, nu așteaptă neapărat de la statul grec să vină să-i organizeze, tu să fii președinte, tu acolo să fie școala, astea trebuie predate materiile. Avem și o explicație pentru această pasivitate, pentru această neimplicare? Avem o diasporă tânără. O diasporă tânără care, vorbesc de marea majoritate a diasporei, nu de cei plecați din 89, în acest context nu ne care așteptăm încă să e individualistă. Chiar ea mai energică prin, nu știu, virtutea tinereții, a vântului. Gândiți-vă la individ. Individul, atunci când este tânăr, e mai puțin interesat de rădăcinile lui, de vrea el, de cariera destin. Lui, propriul destin, și abia când ai ajuns la un anumit nivel de maturitate, realizezi că vrei să-ți cunoști trecutul, vrei să începi să scoți fotografiile de familie, începi să te gândești la ce este important în viață. Dacă doar alerg, numai ziua de mâine mă interesează, sau de azi, și mai rău, ce las după mine? În plan personal, dar în egală măsură și profesional, domnule consul Salamon, v-aș întreba cum s-a cristalizat relația dumneavoastră, inclusiv diplomatică, cu Grecia. Povestiți-ne câteva etape din parcursul devenirii dumneavoastră ca reprezentant, ca și diplomat la Salonic. Când am ajuns la Salonic, primul lucru a fost să mă înscriu la curs de limbă la Universitatea Aristotelus din Salonic. Am ajuns în vara și din toamna am început cursurile. Timp de 6 luni am urmat aceste cursuri ca să înțeleg omul grec. Cred că fără să-i vorbești limba, să-i înțelegi aluziile, să-i înțelegi vorba, jargonul, sigur, n-am ajuns la un nivel nici acum ca să disting toate nuanțele, însă am reușit să mă înțeleg, reușesc să mă înțeleg cu ei la un nivel satisfăcător. Am dat și interviuri la televiziuni grecești în limba greacă și am văzut cât de mult contează să vadă că vrei să-i cunoști cu adevărat, să nu rămâi doar la suprafață. Ne spuneți că până la acel moment nu ați avut niciun fel de legătură, nu știu, de rudenie, de... Nu. A fost prima interacțiune, da. Să spunem. Prima interacțiune după cea de turist obișnuită, Paralia Caterini, Tasos, locurile devenite aproape banale pentru turistul român. Acolo am fost și eu și i-am privit așa cum îi privește un... Am privit Grecia așa cum privește un turist. Așadar, prima interacțiune, limba. O limbă grea de învățat? O limbă grea de învățat, dar o limbă logică și frumoasă și cu foarte multe înțelesuri. Și o limbă care a dat limbilor europene, tuturor limbilor, baza. A dat tot neologismele, a dat cuvintele care stau la baza vorbirii și în limba română. Și este o plăcere să descoperi de fiecare dată când spui un cuvânt, înveți un cuvânt în greacă, că cât de mult seamănă cu... Că de acolo provine și cuvântul și în română și în engleză și în toate limbile
cunoscute. Pe de altă parte sunt și cuvintele care vin, au intrat în limba română în perioada fanariotă, din greacă, prin intermediul limbii turce, eventual. Sunt atâtea cuvinte pe care le folosim și nu știm că sunt grecești sau turcești, eventual. Am descoperit frumusețea limbii și prin asta am deschis o poartă prin care am ajuns mai aproape de sufletul Greciei. După un an, să spun, mi-a fost ușor să am cunoscut mai multe locuri, am cunoscut toată circumscripția consulară, toate județele, am făcut vizite în zonele unde avem autoritate, misiunea noastră, i-am cunoscut pe oamenii și decidenți și oameni simpli, am cunoscut comunitatea română, care și ei sunt legați umbilical de ceea ce se întâmplă în Grecia. Cei mai mulți vin nu cu probleme culturale la noi, că vai de când n-am mai auzit un concert de muzică românească și consulatul vrem să organizeze așa ceva. Cei mai mulți vin cu probleme personale și ceea ce spuneam, atunci când vine la consulat pentru o problemă personală și îl abordezi eventual după ce și-a rezolvat problema cu un lucru care îl privește ca român, o foaie de înscriere a copilului cu care a venit pentru a-i face pașaportul, înscriere la cursul de limbă, așa, poate te privește ca pe un agent de vânzări care vine cu o broșură că vrea să-i vândă ceva, că nu-l interesează. Sunt experiențe dureroase, dar ce putem face? Trebuie să insistăm, să organizăm întâlniri cu ei, să le explicăm cât de important este să rămână români copiii lor, chiar dacă frecventează o școală greacă și au un mediu grecesc zi de zi, măcar o dată pe săptămână să aibă contact cu comunitatea. Și sigur, nu în toate cazurile ai succes. Da. Dar... Da, o relație interesantă, o pomeneați puțin mai devreme, de influență greacă, turcă, ajunge în, cu inflexiuni inclusiv în limba noastră. Le spunem celor care ne urmăresc că la Salonic se află și Casa Memorială Atatürk, un lucru de referință în această interacțiune. Da, sigur. Salonicul este un oraș cu o istorie stratificată. De ce spun așa? A fost fondată de tatălui Alexandru cel Mare, dând, de Filip al II-lea, dând numele Tesalonicii, soara lui Alexandru cel Mare, fiica sa, da? Fica regelui Filip al II-lea. Aceasta e perioada Greciei antice, după care a venit perioada romană, cucerirea romană și secole în care s-a așezat peste, se poate constata și prin săpăturile arheologice pe care le
le efectuează chiar și acum când se construiește metroul în Salonic, se găsesc foarte multe artefacte și foarte multe muzee. Muzeul de arheologie din Salonic conține toate aceste perioade. Am ajuns la perioada romană, după care a venit perioada bizantină, da? Perioada bizantină și perioada otomană, 500 de ani în care Grecia a fost partea Imperiului, actuala Grecie, partea Imperiului Otoman și Grecia modernă. Da? 5 straturi care sunt una peste alta. Sapi puțin, dai de Imperiul Otoman. Mai sapi puțin, dai de Imperiul Bizantin și așa mai departe. În același timp, Salonicul este Ierusalimul Balcanilor. Poate se știe mai puțin. Ce înseamnă acest lucru? Salonicul a avut populație evreiască majoritară până în 1912 și o populație în continuare foarte importantă evreiască, chiar și după cedarea sau eliberarea Salonicului de către greci, devenind partea Greciei moderne în 1912, comunitatea evreiască a rămas până în 1943, până la deportarea a 50.000 de evrei, un centru, cel mai mare centru evreiesc din Europa de Sud-Est. Evreimea sefardă, venită din Spania, după pogromul prin care au fost împinși evreii către Imperiul Otoman. Imperiul Otoman i-a primit și i-a așezat în primul rând în Salonic și, sigur, așa au ajuns evreii sefard și în România, în acea perioadă. A Inchiziției spaniole. E o istorie a pietrelor care vorbesc în Salonic despre o comunitate evreiască cândva prosperă și foarte puternică. Salonicul a fost singurul port în afară de Haifa în perioada interbelică, unde sâmbătă era închis portul din cauza șabatului. Marea majoritate a docherilor fiind evrei. Care este acum, actualmente, situația comunității evreiești? Evreii de acum e o comunitate redusă numeric, de aproximativ 1500 de persoane, însă potent economic. Este o elită economică, ceea ce nu se poate spune deja despre evreimea din România, redusă și ea numeric, îmbătrânită și ea, însă constituită într-o elită intelectuală și nu economică, iarăși motivul cei 40 și ceva de ani de comunism care au distrus, sigur, au șters această clasă socială. În relație cu prezentul, domnule consul, v-aș întreba care este poziția Greciei vis-a-vis de situația actuală din Turcia. Grecii sunt prevăzători. Sunt atenți, sigur, la ce se întâmplă în Turcia. Îi privește cum nu se poate mai mult, dar sunt prudenți în abordare. Acum știm de la știri că au fost acei militari care au cerut azil politic în Grecia. Este un subiect foarte delicat pentru diplomația greacă, sigur, în primul rând pentru justiția greacă, dar justiția trebuie să-și facă datoria fără să facă
să ia în considerare aspectele politice. Dar sigur, după ce justiția își va spune cuvântul, urmează decizia politică a extrădării sau non-extrădării acestor militari participanți la puciul eșuat din 15 iulie. Grecii privesc cu foarte mare interes ce se întâmplă în Turcia și cu mult mai mare interes decât privim noi, poate, în România, fiindcă este vecinul cel mai mare, cel mai cu care, sigur, există o rivalitate istorică și niște puncte fierbinți și în politica actuală. Vorbim de Cipru, vorbim de câteva insule disputate. Dar prudența este cuvântul cheie în ceea ce privește modul în care grecii au privit criza din Turcia. Toată această situație de acolo. Acum, sigur, Turcia are și un rol foarte important în gestionarea crizei refugiaților. Faptul că acel acord a dus la reducerea drastică a numărului de refugiați este un lucru care contează foarte mult în relația bilaterală și contează în sens pozitiv, sigur. A fost nevoie și este nevoie în continuare să colaboreze autoritățile elene cu cele turce în problema asta specifică și lucrul ăsta, din fericire, nu s-a schimbat cu evenimentele recente din Turcia față de cum a fost înainte. În prezent, care este evoluția acestei situații a refugiaților? Avem mai multe tabere acolo, mai vin, s-a diminuat numărul? Cum? Da, s-a diminuat foarte mult numărul sosirilor, de la 3.000 de persoane pe zi la sub 100 în momentul de față. Sigur, există peste 50.000 de refugiați pe teritoriul Greciei blocați, începând cu perioada în care s-a închis ruta balcanică, așa numită rută balcanică, din momentul acela blocați în acel moment și acumulați de atunci încoace, scăzându-i pe cei care într-o formă sau alta s-au mișcat sau au fost întorși în Turcia, dar marea majoritate acestora sunt cazați acum în adăposturi amenajate special. Situația de la Idomeni, care a preocupat luni de-a rândul opinia publică internațională, s-a schimbat în sensul că la Idomeni nu mai există în câmp refugiați fără condiții de trai propice. Au fost repartizați mai de voie, mai de nevoie în centre amenajate între timp. Sigur, aici am putea spune, dar e înțelepciunea chibițului, să spunem că s-au mișcat încet, ritmul ăsta grecesc, mai lent de reacție, poate fi criticat, că până nu le-a ars chibritul pe unghie, nu au amenajat aceste adăposturi, ci doar când situația a devenit critică au început să acționeze. Am putea spune asta, dar e ușor să critici când ești în afară pe margine. Pe margine și tu nu ai asemenea probleme sau nici pe departe.
O ultimă întrebare, domnule Salamon, v-aș întreba, pentru că în Grecia a avut loc în acest an, tot în contextul refugiaților, și o întâlnire istorică, apropo de religie. Papa Francisc alături de înalți prelați, este vorba despre Bartolomeu al Constantinopolului, despre Ieronim, o întâlnire care cumva marchează legăturile religioase și vreau să ne vorbiți puțin despre aceste aspecte, în termen de toleranță, probabil, de acceptare, de schimbare, nu știu. Sigur, nu sunt un specialist în problemele de dogme religioase, însă eu cred că opinia publică privește cu simpatie orice încercare de apropiere între biserici, inclusiv acelea de reunificare, măcar la nivelul datei sărbătoririi Paștelui, aici în Transilvania este sunt chiar... Sunt grecii, cu alte cuvinte vă întreb, sunt grecii foarte... religioși și toleranți vis-a-vis de alte religii? Grecii, Grecia este și ea Grecia modernă este un stat tânăr, cu toate că istoria Greciei antice impresionantă și plină de cărțile de istorie despre ce știm despre Grecia antică, Grecia modernă este un stat tânăr. Format în 1821 în varianta regat fără partea de nord, deci până în Tesalia, iar a început cu altă capitală, cu capitala Nafplio, pe urmă Atena, iar în 1912 se întregește cu Macedonia greacă, da? Și devine statul grec aproximativ în limitele pe care le cunoaștem azi. După 1912, istoria nu este presărată numai de trandafiri și petale de flori. În 1923, prin tratatul de la Lausanne, s-a parafat schimbul de populație între Grecia și Turcia. Turcia kemalistă și, apropo, n-am vorbit despre Casa Memorială Atatürk, deci, într-adevăr, Kemal Atatürk s-a născut în Grecia și Consulatul General al Turciei din Salonic, s-a născut în Salonic, în Salonicul Otoman și în Grecia de azi și Consulatul General al Turciei din Salonic administrează muzeul Atatürk și are aproximativ 100.000 de vizitatori pe an din Turcia. Da. Deci 1923 schimbul de populație, după care aproximativ 1 milion de oameni sunt strămutați cu forța greci din Turcia Republică în Grecia nouă și din Grecia turci, musulmani mutați cu forța în Turcia. Da, iată un mix care nu ne face decât să spunem că aprofundarea acestei discuții e cât se poate de necesară. De altfel, asta se va și întâmpla în edițiile viitoare cu imagini, cu noutăți din cadrul acestui festival care este în plină desfășurare și ține până în data de 31 august. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi, dintr-o primă ediție dedicată acestor evenimente, ați ales să fiți alături de noi și să ne dați acest preambul important. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper ca spectacolul de închidere a Festivalului Olimp, unde va fi ansamblu popular Carpații de muzică din Câmpul Muscel, cu dans popular, muzică populară, va încânta, sunt sigur că va încânta spectatorii prezenți acolo, deopotrivă greci și români turiști care își petrec vacanța în zona Paralia Olimpului.
și grecii spectatorii festivalului vor fi aceste spectacole și pe ecranul TVR Cluj cu această ocazie. Cu siguranță, și vă mulțumim cu siguranță. Vă mulțumesc interes. Foarte mult și eu și doamnelor, domnilor, vă spun că ediția de astăzi Proiect România a ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc o seară excelentă. La revedere!